Colțul verde al orașului, Parcul Rozelor, a devenit o ruină. Cel mai mare parc din municipiul Drobeta-Turnul Severin, cu o vechime de 100 de ani, a fost lăsat de izbeliște. Viceprimarul Daniel Cârjan a inițiat un nou proiect pentru reabilitarea acestei zone verzi, un spațiu de relaxare pentru severineni și turiști. Parcul Rozelor, cu o vechime de peste 100 de ani, a fost odinioară perla municipiului Drobeta-Turnul Severin, un loc frumos, plin de viață. Astăzi, din păcate, a ajuns o ruină, a ajuns un loc dezolant, un loc trist. Municipiul Drobeta-Turnul Severin, pentru a atrage turiști, are nevoie de zone de relaxare, are nevoie de zone în care să vină turiștii să se simtă bine, are nevoie de zone de relaxare municipiul Drobeta-Turnul Severin pentru severineni. De aceea, Parcul Rozelor trebuie reabilitat de urgență. Parcul Rozelor va redeveni colțul verde al orașului. Mai precis, proiectul prevede și înfrumusețarea acestuia prin plantarea unor specii de arbori, arbuși și flori. Proiectul de reabilitare al Parcului Rozelor presupune reabilitarea aleilor și a spațiilor verzi, dar și îngrijirea acestora după reabilitare, înființarea unui parc botanic, ceea ce presupune plantarea de noi arbori, arbuști și, evident, plantarea de flori, și nu în ultimul rând, amenajarea de zone pentru ca tinerii noștri să-și petreacă timpul liber, zone care sunt de refugiu în Parcul Rozelor. Daniel Cârjan a inițiat o serie de proiecte prin care Drobeta-Turnul Severin să devină un oraș turistic. Acesta dorește să scoată în evidență frumusețea municipiului, dar să și atragă investitori pentru dezvoltarea durabilă a orașului.